țara lăpușului, bocoțată în vârful unui deal, ascunse de pădurile de fac și stejar mănăstirea Rochia, este leagănul ortodoxismului și trăirii monahale din Maramureș, un spațiu care sfințește omul, un loc al culturii. Aici s-a călugărit acum 71 de ani episcopul Justinian. În micuțul paraclist, departe de ochii și ispitele lumii, o mână de călugări se roagă. Este liturghia darurilor mai înainte sfințite. Este seară, iar preotul și unii dintre călugări n-au mâncat de ieri seară pentru a se putea împărtăși acum. Pereții nu au fost pictați, nici nu era nevoie. Când privești la fețele călugărilor, par coborâte din icoane printre noi. Văd imediat intrușii care ar putea să le tulbure liniștea, dar nu-i bag în seamă. Își văd mai departe de rugăciuni. Aici, în mănăstire, asta se întâmplă neîncetat. Și aici avem o priveliște mai frumoasă din camera aceasta, știți? Aha! Ne-am cazat la Rochia, în casa cu paraclis, o clădire înfiptă într-o stâncă. Aveți balcon? Pentru... Da. În cazul în care adormiți la slujbă, sunteți foarte aproape de clopotul sau auziți clopotul să vă trezească. Priviți lucrurile de la înălțime. Ce priveliște? Sau de la oricare înălțime. E liniște, nu se aud mașini, nu claxoane, doar păsări. Mulțumim. Sperăm să vă simțiți bine la mănăstirea noastră. El e părintele Ioachim. El slujea mai devreme în biserică. Dumneavoastră, până la ora asta, n-ați mâncat, nu? Da, să zici. Da, bineînțeles. Pe când sunt liturghie și împărtășenie, clar. Ne face un tur al clădirii. Aveți grijă să nu plecați pe scări, că i-am plecat și i-am rupt genunchiul. Două camere mai încolo ne iese în cale o măicuță. Ia! Să țin ușa deschisă. Mă iertați, dar am un pic de deranj aici. Nu este absolut nicio problemă. Și aici stați dumneavoastră. Asta e chiria dumneavoastră. Vă place camăruța? Uite aici când eram frate. Era ăsta starețul care m-a îmbrățișat. Nifon. Și era frate, uite, cucioare și pe mine. Și copinci în picioare. Justinian s-a călugărit la Rochia în 1941. Care îți place mai bine? Dumneavoastră? Cealaltă, nu? Da. Asta e așa, un fel de mucos. Aici arhimandrit. E, atunci mă aleg pe aceasta, nu? Da. Aici sunt episcop vicar. Istoria mănăstirii Rochia nu e lungă. Piatra de temelie s-a pus la începutul secolului 20, în urma unui minun. Începuturile sunt legate de persoana preotului din satul Rochia, Nicolae German, fiica acestuia moare la vârsta de 10 ani. După ce a murit, mereu se arăta în vis preotului și îi spunea să facă o casă Maicii Domnului în dealul viei. Preotul s-o cotea ca și un vis oarecare și nu înțelegea mesajul. După un anumit timp, s-a arătat în vis și la o femeie mai în vârstă din sat, pe nume Floarea lui Ilie, la care a spus exact același lucru. A mers femeia respectivă într-o duminică dimineață la preot acasă și întreabă: părinte, de ce nu vreți să faceți casă Maicii Domnului dacă fetița vă tot poruncește? În această zonă trebuia să fie amplasată mănăstirea Rochia, pe aici a fost amplasată inițial crucea de temelie, dar în mod miraculos de mai multe ori crucea a fost mutată de aici pe stâncile din vale. Dimineața pe zăpadă nu se vedea nicio urmă de om, însă în deal era numai cruci, urma unde a fost pusă crucea și crucea găsită tot aici. Și atunci au înțeles cu toții că aici este voia Dumnezeu să facă o mănăstire. În Transilvania, regimului austro-ungar, multe mănăstiri ortodoxe au fost distruse, iar Rochia era prima ridicată după căderea stăpânirii străine. Repede ajunge un loc de pelerinaj. La câțiva ani de la intrarea în monahism, tânărul Justinian ajunge stareț. Peste mănăstire vin vremuri grele. În această poză, făcută în 30 octombrie 1959, apare înconjurat de obștea mănăstirii. A doua zi, într-o altă poză, este singur. Peste noapte, un decret comunist îi obligă pe călugări să iasă din mănăstiri. Rămâne singur în toată mănăstirea. Într-o carte povestește că urla de durere prin pădure după frații săi. Toate acestea sunt strecurate în jurnalul său, pe care îl ține din 1944. Uite, uite, frate, în patru nou cu mânuța, uite, frate, uite, frate. Am scris aceste pagini pe care le-am titulat În slujba adevărului, atunci când Biserica Ortodoxă era foarte strântorată. Uite, uitați-vă aici. N-a fost zi în care să nu noteze în caiete. Aici sunt caietele care le-am scris în ultimii, uite,
Sunt mărturii ale vremurilor prin care a trecut, dar și mărturii de credință și teologii. L-am întrebat ce crede despre rai și iad. Frate Alexandru și domnul Alexandru, dacă cel cu Dumnezeu, cel cu cer și pământ, a luptat și a făcut tot ce poate cineva să-și închipe, să ne mântuiască de iad și să ne ajute să câștigă în raiul. Înseamnă că aceste două realități sunt groaznice. Și fericirea și iadul. Noi, cu mintea noastră, nu putem niciodată să ne închipăm. Și nici Dumnezeu acum, când vorbesc cu Dumnezeu, nici Dumnezeu plutește așa și majoritatea. Și o fi, măi, care, cum o fi? Că nu avem mijloci de percepție decât foarte limitate. Ce putem înțelege întunericul veșnic? Ce putem? Dar înțelegem din cele, din urmări. Dacă bunul Dumnezeu, cel Dumnezeu cel atotputernic, a făcut tot ce absolut a făcut pentru că să-l salveze pe om din robia și din întunericul veșnic, înseamnă că e o problemă foarte serioasă. Comoara ascunsă și bine păzită a mănăstirii Rohiam, aici s-au adunat până acum peste 40.000 de volume de carte, este una dintre cele mai mari și importante biblioteci din Transilvania. Partea de aici, partea dreaptă, este partea teologică. Mare parte din caietele episcopului se păstrează cu sfințenii în rafturile de aici, sub cheie, și poate într-o bună zi vor lua calea tiparului. Aici, ieșindu-l apă de jos, sunt 170 de caiete, manuscrise. Cărțile și liniștea din acest colț de rai au fost motivele pentru care, la sfârșitul anilor 70, scriitorul și publicistul Nicolae Steinhardt, cel care a regândit noțiunea de fericire, alege să se retragă la Rohia. În casa poetului, unde a locuit și Ioan Alexandru, chilia părintelui Steinhardt a fost transformată în muzeu. Născut în 1912, la marginea Bucureștiului, într-o familie de evrei, Nicu Steinhardt este arestat în 1958 și condamnat în lotul intelectualilor mistico-legionari, la 13 ani de muncă silnică pentru care fuzase de pune mărturie împotriva prietenului Constantin Noica. Închisoarea îl descoperă pe Dumnezeu și trece de la mozaism la ortodoxie. Suferința și umilințele trăite în temniță stau la baza testamentului său literar, Jurnalul Fericirii, fericirea de a-L descoperi pe Dumnezeu. Acesta-i norocul meu nefiresc, negândit, să-mi fie dat să cred în Dumnezeu și în Hristos. Numai datorită creștinismului nu umblu crispat, jignit și nu ajung să fiu și eu unul dintre acele cadavre pe care le poartă vii, apa curgătoare a vieții, și nu mă număr printre cei ce încă nu au înțeles că mai fericit este a da decât a lua. Așa se încheie Jurnalul Fericirii. Cred că e singurul intelectual român care a regândit formula aceasta a fericirii. Ioan Pintea i-a fost ucenic și prieten apropiat. Nicolae Steinhardt a scris despre fericirea pe care poți să o ai în închisoare. Unde e sordid, unde e urât, e un paradox. Dar pentru un creștin ca Nicolae Steinhardt e un mare adevăr. După ce a ieșit din închisoare, vrea să se retragă la o mănăstire. A vizitat mai multe mănăstiri de la din țară, din străinătate, însă nu a găsit un loc care să-i placă sau unde i-ar fi plăcut nu era primit, fiindcă nu se încurca nimeni că a fost deținut politic. Și se face că în 1973 filozoful Constantin Noica vizitează Rohia și după ce se întâlnește cu Steinhardt îi spune: Nicule, am găsit un loc potrivit pentru tine. Era un loc foarte frumos, foarte fin și foarte prestigios. Că a dat cinstea națională. Era pretențios. Băi, mamă, și nervos. Și nervos. Băi, Părintele Serafim, un înger de om, era starețul mănăstirii în acea perioadă. În 1979, Steinhardt se mută la Rohia. 30.000 de volume erau adunate în mănăstire. În schimbul aranjării bibliotecii, Steinhardt cere să fie călugărit. Bine, să nu uitați, eu doresc să mă rog haine călugărească. El a studiat Sfântele Ligile și a făcut și mai logică.
E ortodoxia. Părintele Serafim se îmbolnăvește la începutul anilor 80 de cancer. Doctorii nu-i mai dădeau multe zile de trăit, așa că pleacă din spital pentru a-și ține legământul. Când nu mai știu nimeni, dar când vreți să sunt prea gris. O să mă bată și de-a noștri, o bată și fete de-a lui, și el să lășeze-ți cu cuvânt. În secret a fost asta. În secret a fost? Nu, în secret? Secret, secret. Steinhard era urmărit tot timpul de securitate, care nu era prea fericită că s-a retras la mănăstire. Îl mai căutau, mai veneau, mai miroseau, bântuiau pe aici? Vai, bă! Vai, bă! E frate! După sosirea lui Nicolae Steinhard aici la mănăstirea Rohia, prieteni de scriitorului au donat cărți. Mircea Eliade, Noica, Cioran, Eugen Ionescu și mulți alții. Exista aici în bibliotecă un colț secret cu lucrări ale exilului interzise de comuniști. Puțini oameni știau de existența acestor lucrări. Așa cum puțini știau de existența jurnalului fericirii. Jurnalul îl avem deja scris. La mine l-am știut și mai ținut. Știați de el? Știam, și nu știu că nu știu. Știam și nu știam. Vreți mă conflictul în tainele mele. Jurnalul este confiscat în două rânduri de securitate, iar Steinhard este nevoit să le rescrie și manuscrisul rămâne ascuns în turla paraclisului până după Revoluție. Așa era scrisul. Ține enorm să apară acest jurnal. Fără această mărturie publică m-aș simți vinovat în fața lui Iisus, spunea unui prieten. Se păstrează o înregistrare cu vocea sa. Avea dicție, vorbea clar și răspicat, spunea ce gândea. Știți, frate, știți că există o vorbă românească. Să mă iertați dacă să vi se pară cam vulgară, eu vă spun. Zice, a plecat dracu și a venit tașul. De data asta se poate spune, a plecat dracu și a venit fisul. Fiindcă Constantin Compromin era mai mare iconoclast decât asta. Măcinat de boală, Steinhard închide ochii la 30 martie 89, într-o zi urâtă de iarnă. 23 de ani mai târziu, tot într-o zi urâtă, prietenii s-au adunat la mormânt. Un om deosebit, de o cultură imensă, greu de imaginat, raportată la oamenii culți, chiar la oamenii foarte culți. Și în plus, un prieten devotat și de o sinceritate absolută, chiar primejdioasă. Iar îndrăzneala lui era o îndrăzneală tipică a omului liber. Nu-i păsa absolut de nimic. O mare de oameni îmbrăcat în straie naționale, unalai, femei, copii, bărbați și un episcop. Hristos a înviat la mulți ani. La începutul anului 1978, pe când eu abia împlineam un an, întreg Occidentul vedea un documentar despre ortodoxism și trăirea românească autentică. Era în plin regim comunist. It was here in Cluj I first saw the churchman who was to unsettle me more than any other in Romania. I even started to think of him as in some curious way my adversary. He was a bishop called Justinian. It's all right when icons stay within the frames, but when they move at you, it's quite worrying. Realizatorii documentarului erau intrigați de personalitatea ierarhului Justinian, care le vorbea fără ascunzișuri clar și răspicat, demontându-le preconcepțiile despre cultura și credința poporului român. The trouble between Bishop Justinian and me, if you can call it that, was that I asked questions thinking that I knew about Christianity, but had in some sense got beyond it, and he treated me as a pre-Christian. A Western pagan, somebody for whom Christianity had yet to happen. He may well have been right. Au trecut aproape 35 de ani de la realizarea acestui film, iar despre episcopul Justinian s-au scris cărți. În ele se vorbește de multe ori nu despre un om sfințit, ci despre un sfânt. Acum Justinian Chira nu mai e episcop, ci arhiepiscop. Are 91 de ani și este păstorul credincioșilor din Maramureș. Mai bine că ai șosit la Maramureș. Avem emoții. Întâlneam un apărător al credinței, un om despre care se spune că vorbește cu Dumnezeu, un clar văzător.
Unii te laudă că ești foarte bun, alții te laudă că ești foarte rău. Care au dreptate? Nici unii, nici alții. Când ești nici foarte bun, dar nici foarte rău. Omul fiecare e așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Deci fiecare din noi avem cele două categorii. Suntem și sfinți și oameni cu neputință. A urmat o întâlnire de mai bine de 5 ore. Asta este dormitorul meu. Iată predine. Înțelegi? Ține că acum ni l-a dus, frate. Mulțumesc. Dacă vrei. Vreau. Nu vină mai domnul apoi. Am venit să întâlnim un sfânt și am găsit un copil cu plete și barbă albă, un bătrân înțelept cu suflet de copil, bucuros să ne arate locul în care trăiește și de unde păstorește. Totul lucrușorul. Uite, nici ăsta nu le citesc. Făcute de lemn. Pentru că am primit, le-am primit cadou și cadourile nu se risipesc. Așa se face, ai văzut, pline camerele, rafturile. Este? Se țin. E o datorie. Așa se adună o comoră. Se ține de mine și pășește greu. Dar atunci când vorbește despre Dumnezeu și despre cărți, e alt om, prinde viață. Întreabă un reporter, întreabă, pur și simplu, întreabă pe o femeie. Pune femeie, deci, ce sărbătorizi la Crăciun? Ca să... A întrebat un reporter, cum întreb și dumneata, cu scop de a o ispiti. Și femeia, ce răspunde? De la voi în sud s-a întâmplat asta. Ce răspunde femeia? Crăciunul, atunci se taie porcea. Dar la Paști, mătușă, zice, atunci se taie mielul. Atâta și ea creștina voastră. Iată lipsa profundă și totală de lipsă de educație a creștinismului. Mahomedanii sunt trup și suflet la legea lor. Este? Mahomedanii. Evreii așa era. Budiști așa era. Și noi creștinii suntem dificitari. Este, frate? Și iartă-mă că să mă ierți profund, mă rog, că nu țip la dumneata. Eu țip la neputința noastră tuturor. Suntem creștini și nu suntem pătruși de marea taină a creștinismului. De mai bine de 70 de ani este călugăr, de aproape 40 este episcop. Acestea, domnia ta, îți două cărți care le-am publicat în timpul regimului comunist. 86. În regimul comunist a apărut acestea. Uite, în timp ce era barjocorită biserică, eu scriu articolul despre biserică. În Maramureș e iubit de oameni, pentru că spune lucrurilor pe nume. Poporul a cerut în 73 să fie numit episcop, tocmai de aceea a rezistat atâția ani în fața securității și a regimului comunist. Și vedeam de la mie din dormitor cum muncitorii umbla cu sacoșa goală și nu găseau bucată de pâine în totul. Și era o... nu vă puteți voi închipui. Și atunci, în timpul predicii, nu m-am putut să mă spun în fața Dumnezeu. Și am zis, ce crezi că am spus? În 89 iunie, să dea Dumnezeu să ardă scaunul de cel ce înfometează poporul și de cel ce disprețuiește muncitorii. În plin public am spus asta, dar era plin de acolo de securiști în civil și unul. Ce a vorbit între ei? Măi, bată-l Dumnezeu! Vrădicul ăsta ne spune de ne usură pielea, dar n-avem ce face, că e adeptate. Asta a fost ocupația. Asta a fost, frate. Măi, și la voi să vă fac câte un cadou. Și din nou devine copil. Dacă le fotografiez, când spui că e gata, îmi spune că lui pune să vorbească. Ia să le pune să vorbească. Asta
Asta e limba lor. Limba cărții. Viața părintelui Justinian începe în inima Maramureșului, în satul Plopiș, într-o casă de țărani. M-am născut în ziua de Duminica Mare, când intra toți preoți în slujbă. Asta mi-o spunea mama. Luați-o toată și dați și la șofer. Cum să nu? Cât timp am petrecut în Maramureș și am avut parte la tot pasul de lecții de omenie și ospitalitate. Ionuc și Dochia sunt nepoții episcopului, casa bătrânească nu mai e. Ce? Ce-a fost casa? Ce-a fost casa? Da. În locul ăsta. Nereacu ca câmp la viche, pe acolo face biseric, mănăstiri din pietrele, zic e. Ah, se ducea pe sus pe dealul da, da, și pe, și pe, cu, pe lemni face cruci cu toporul. Cuțitul. Cu cuțitul, cu ce am avut la el. Dragă mănăstire, dragă cochie, așa, a plecat. Nu uite aici, ăsta e Justinian. Ce părere? Câți ani aveți aici? 18. Cu un an înainte de a pleca de acasă? Cu 2 ani. 2 ani. Uite aici. Cu mama. Pe când avea 16 ani, îi moare tatăl și îi lasă un testament. Și tata mi-a zis să ai grijă de măta. Nu mi-a zis de mămica, să de mămica ta, să de mămucă ta, nu. Cuvântul sever, foarte serios. Să ai grijă de măta. 4 ani mai târziu pleacă la mănăstire. Am spunat și cu haine de lucru, cu hainele de lucru. Fără nimerinie, fără bagaj, fără nimic, cu traistă în umăr, m-a ridicat să plec. Și mama atunci din pat, plângând, a strigat, unde te duci, dragul mame? S-a fost ultimul ei cuvânt, unde te duci, dragul mame? Și sigur că atunci i-am spus, numai până afară. Nu am spus că plec de venit, merg numai până afară. Am ieșit din casă, am plecat din sat, când am ieșit din sat, m-am oprit, începea să facă ziua, m-am întors cu fața către sat, m-am întors cu fața către răsăritul soarelui, m-am închinat și am zis, amin. Veci niciodată nu mă mai întorc din drum. Apoi el s-a dus. El nu a zis niciodată Dumnezeu îi ajute pe acolo, pe unde o fă numai. L-a blastamat. De că nu fac cu râu, nu s-o lega blasfemul de el. Adama, că se lua blestemat? Da. Da, că l-a lăsat-o pătrine și singură. Tata v-a zis așa, nu ai grijă de măta. Da. Dumneavoastră, ce era? Că s-a întâmplat ceva când ați plecat și când ați auzit-o. Că chemarea înseamnă că a fost uriașă. Nu știu cum să-ți răspund. Chemarea era așa, nu am avut... Acum, cu emoție. Atunci n-am avut emoții. Înțelegi? Așa când te cheamă cineva să știi și n-ai nicio emoție, nu? Scara asta, pentru așa ceva a fost făcut. Urmați-mă cu încredere. Ceea ce aveți în momentul de față în imagine este ceea ce va fi într-un viitor, sperăm noi foarte apropiat, Centrul Cultural Nicolae Steinhardt, loc în care vom cuprinde toate obiectivele culturale din mănăstire. Rohia este așezată pe stâncă. Călugării au o vorbă. Când ieși din chilie, ori urci, ori cobori. Aici, în inima stâncii, într-o bună zi va fi un centru cultural impunător. Părintele Ioachim vorbește despre bibliotecă, săl de conferință. E tânăr și totuși de 20 de ani e în mănăstire. Vreau să vă spun că nu aș fi putut să aleg altceva în viață. Aș fi regretat toată viața. Când am spus părinților prima dată faptul că vreau să merg la mănăstire, ei au înțeles faptul că vreau să mă duc pentru o perioadă de timp să stau acolo. Și le-am spus, nu, vreau să rămân definitiv și să mă fac călugăr. Mai mari popoarele s-au adunat cu poporul Dumnezeu. Cât am stat la Rohia, un tânăr, un copil îmbrăcat în călugări ne-a atras atenția. Fratele Mihai l-am văzut la rugăciune, în curte dând cu mătura,
sau în bucătărie, meșterind cu grijă la o colivă, ca un adevărat bucătar. Tot ce face se numește ascultare, execută fără să cârtească tot ce îi se spune. Cu ajutorul Dumnezeu, pe al treilea an. Câți ani? 17. Deci de la 14 ani? Da, după ce am terminat clasa 8. Vreți să te tulburi? Da, cu ajutorul Dumnezeu. De ce? Pentru că așa am simțit. De mic copil eram foarte atras de biserică și la un moment dat am simțit că asta trebuie să fac. Ne-a dus în chilia sa. O chilie boierească pe care o împarte cu un alt frate. Totul este îmbrăcat în icoane și miroasa tămâie. Când te uiți în jur, ai sentimentul că ești în camera unor copii care se joacă cu Dumnezeu. Este 10 seara. Călugării ies din chilii și se îndreaptă în tăcere spre biserică. La Sfântul Mazlu, o slujbă pentru tămăduirea trupului și sufletului bolnav. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare. Biserica e plină. Oamenii din toată țara vin din felurite nevoi. Când privești la fețele lor, vezi că au venit să spună ceva lui Dumnezeu. Slujba se termină aproape de miezul nopții. Două doamne au bătut drum lung până la mănăstire. Mâine dimineață se spovedesc. Și noi avem preot, să zic așa, dar e mai, cum să spun, eu mai bine mă aflu aici. Da? De ce? E mai bine. De așa văd că e mai bine. Și cât stați aici? Până mâine. Am venit astăzi și mâine mă duc. Vă culcați aici, vă culcați aici. Ce-i în noaptea asta? Și dumneai dincolo. Și dumneai dincolo. Bună seara. De unde sunteți? Poftim? Deloc, de unde sunteți? Chipăiană, orice zi. Nici nu s-a luminat bine de ziua și călugării de aici, de la Rohia, deja bat toaca. Îi cheamă la rugăciune. Nu este nici măcar 6 dimineața. Și slujba începe din nou. Biserica e plină, nici măcar nu s-a luminat afară. Într-o încăpere, starețul îi spovedește pe oameni și îi împărtășește. Supe de cartofi. Pentru masa de prânz. Printre oale, fratele Ioane, șeful. Într-un colț fierbe apă, într-altul pregătește sarmale. A lucrat în mină și de 7 ani e bucătar în mănăstire. V-ați gândit să vă călugăriți vreodată? Mai vedem cum am. Cum a fi. Pâinea noastră și-a toate zilele, dâinii noastră și-n iartă noastră. Călugării au terminat slujba și vin la masă. E puțin peste 8 dimineața. Mănâncă din farfurii de tablă, în liniște, în timp ce unul dintre ei le citește cuvinte de învățătură. Face asta cu sârguință, fără de lenevire. Mâine e duminică și în mănăstire va fi multă lume. Aflăm de la bucătar că un sat va aduce mâncare aici pentru popor. Libotin, un sat în inima Maramureșului, cu oameni harnici și frumoși cu suflet curat. Care tinerii nu că știu face mălai. Nu? Dar eu când am fost la vârsta de 12 ani, am făcut mălai în cupior. L-am frământat, eram cu cămeașă lungă. Eram tânăr de 12 ani și tunsă cu părți scurt, nu cum umblam la 12 ani, tăcheți freze și păpuci și sandale. Cop cinci în picioare, că nu era de unde să iei șcarpe de astea, mă avem un batalion acasă. Ce să știa? Da, atunci cum le-a zis? Scarpe! În cuptorul unei vecine, catița lui Perța coace mălaiul pe care o să-l ducă mâine la Rohia. Coace și mălai dostit, nu mă face de urât. Mălaiul este o combinație de făină cu mălai de porumb și cartofi. O rețetă complicată pe cale de dispariție. Pus în tăd, e cărat la cuptor. Pare o altă lume. Aici timpul a stat pe loc. Oamenii sunt curați, puși pe glume de parcă n-au auzit niciodată de cuvântul necaz sau supărare. Limba lor e atât de veselă încât zâmbești la fiecare cuvânt. Toată mâncarea va ajunge la Rohia. Să faci o pomană acolo. Facem pomană. Fac omene. Sunt obișnuit de mulți, de zeci de ani de zile. La început, mănăstirea fiind săracă, mergând oamenii de pe toate satele, s-au gândit că să le dea o masă oamenii de pe sate. Hai, directori! Hai, cu alimentele! Covni, domnii, nu le pune jos! Ce-i acolo? De primăs acolo, de
Sandere de trimis la Rohia. La Rohia. La mănăstire, ha? La mănăstire. De ce ați adus pe noi? Ducem acolo, strângem tatăl la altă. Faceți pomană, facem pomană la Rohia, așa-i? Pomană. Câți ani aveți? N-am nici unul. Ce s-a dus? Ani. Am crezut că n-am înțeles. Zicea seara unul acolo la televizor, zice, o măr la doctor, o măr la doctor că-i beceac. Și o măr la doctor că-i beceac. Dar zice doctorul, ai febră. Ce? Zice, făcut ai foc, nu face baba. Nu, no, pe fi el. Îmi că cine știe ce s-a auzit. Nu, no, nu țin înainte. Din 20 născut. E, dar el a făcut Stalin. Nu se află. Ați fost în război. În război, da? Păi, te ia eu. Și acum? Acum mai vai eu. La cuptor, mălaiul începe să prindă culoare. Găina bătrână face supa bună. Aceea care e tânără n-are grăsime, n-are ambiție, ca femeile aia se ține iamua, aia se nu... Dă la una tânără să facă, că nu știe. Nu știe pe cuvânt. Nici prăjitură nu știe, că mai bine cumpără. Lasă-l un pic să stai, să se aporească. După un ceas, mălaiul e gata. Păi ce fain minosă. Dacă-i luau și-i lupi o păia, vezi? Într-o altă casă s-a strâns toată mâncarea din sat. Oamenii sunt veseli. Pizza de mălai! Încarcă în remorși tot ce au adunat și pornesc către Rohia. Hai să le dăm ceva și la fărțuvăieșe. După câteva ore de ședere în chilia sa, Iustinian nu mai e episcop, ci un părinte. Îți dau și în detalii. Îți dau și în detalii. Mulțumesc, tare. Mulțumim. Ia să mai cam ceva. Nu știe ce să ne mai dea, să ne mai facă, să ne simțim ca acasă. A obosit. Eu m-am foarte tare obosit și mă odihnesc puțin. Uite, uitați-vă acolo. E și adevărată comoară. El le-a îndemnat de când se știe pe oamenii din țara Lăpușului și din tot Maramureșul să nu uite să fie bun și să dăruiască, să nu-și uite credința primită de la părinți. When I'm asked what I brought back from Romania, I think about that walk, but I can't say much. I suppose it's my individual, untransferable, interior, unfolding Romanian Orthodox icon. L-am întrebat despre documentarul de acum 35 de ani. E convins că a adus un mare serviciu țării și bisericii. Își aduce aminte fiecare cuvânt. Atunci a vorbit occidentalilor fără perdea despre români și credința lor. Avea în spate un popor care îl iubea și el se miră că n-a fost pedepsit de regim, ci decorat. Cine a fost președinte în 70? Ceaușescu? Da, până. Atunci... Unai de atunci? Ce? Unai de atunci? De atunci, da, de atunci. Am rămas mirat și eu că n-am făcut niciun fel de bun. Decât am fost om care m-a respectat până și dracul. Și demonii m-au respectat. Ai înțeles? Și tocmai de aceea, pentru care priză la popor e căutat uneori de politicieni. A venit unul care m-a vizitat că vrea să ajungă prim-ministru. Și am stat de vorbă cu el, așa cum stă de vorbă cu mine ta, mai aspru, mai sever, în încheiere, când se plece, aș vrea să-mi spui un cuvânt care să rămână. De foarte și de acord. Domnule, care, mă rog, era politician, uite care e cuvântul care vreau să te-l spun, așa cum ne vece în început. Uite, de care crezi că îl uita, că e foarte scurt. Fiecare să ne facem datoria unde suntem, dobitocule, domnule, să ne facem datoria fiecare unde. Când ne-am face noi datoria de la președinte până la măturătorii de stradă, cum ar fi lumea? Rai pe pământ? Nu? Dacă ne-am face datoria fiecare, ne facem datoria. Nu! Nu!
Brăznea se întreba, a ajuns premier. Părim? A ajuns prim-ministru. Da, asta a fost acum, un an, înainte, rămâne de văzut. E duminică la Rohia. Aici părintele Iustinian vrea să fie adus atunci când o să plece către Dumnezeu, în colțul lui de rai, de care e legat de mai bine de 70 de ani. Bă, Aurel, hai, amestecă. În care? În tăche. Sătenii din Livotini mestecă de zori tuciurile cu fasole. Așa mic era și gata, mă. Da, ia. Mic era și gata. Bă, nu amestec cu pălă mic în pălare. Bă, cu ce pică, măi, bun? Orice-i, bă, orice-i bun. Astăzi fac pomană pentru morților. Asta fac în fiecare an. E o tradiție. Și asta se întâmplă în fiecare duminică în multe mănăstiri din Maramureș. Au venit toți, și Catița, și Ileana lui Perța, și mama Ana, tot satul. Oameni simpli dau dovadă de teologie adevărată, trăită, fără teorii, fără prea multe vorbe. Pentru sufletile părinților noștri și pentru noi, dar pentru morți facem mai... Dar mă le ducem, că toți avem păcate, nu ne-am născut fără de păcate. Nu? Care n-are păcate, e piatra și dă ei. Dar nu-i slobod, că am păcate și eu și tu și toți de aici. Se bucură și sunt curioși ca niște copii. Iată, doamne, cum slobod. Nu curentează. Nu curentează. E de Ana Perța e un ceaslov, o carte de rugăciuni. O, îți mulțumesc, Iisuse, pentru ce m-ai ridicat. Știe multe. Le-a primit de la părinți, de la bunici, străbunici și pentru ei se roagă astăzi. Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum, în ora morții. Amin. Asta e rugăciune. Da? Ce le zicem noi rugăciunile? A venit mai târziu la noi, cu o demonstrație de omenie. Ce vreți să faceți cu bani? Să plătim, să vedem prin ce ne-a spus asta. Că v-am pus asta să-mi dați bani? E. Nu vreți? Nu vrem, mamaie. Dar cum, cum să vă plătiți? Că v-am montat asta să-mi dați bani? Eu așa am gândit. Nu, niciodată. Nu, dar să fiți sănătoasă. Ia, carte de asta de rugăciune, nu vă luați. Că artiști câtă puternicul Dumnezeu. Și asta e a dumneavoastră, nu e a dumneavoastră. Că n-am luat-o cu un leu, las-o dacă vrei, să-i la mine, dată la tâta. Mulțumesc! Să trăiești! Sănătate! Cred acum, păi, Perța Ana, deci Perța Ana. Perța Ana. Și ne-a binecuvântat. Domnul vă binecuvânteze cu harul lui, că când viarsă Dumnezeu harul, atunci ești învestrat. Călugării fac slujba afară. Așteptau mii de oameni și au venit câteva sute. E frig de crapă pietrele și puțini au luat astăzi calea Rohiei. Stau cocoțați pe scări și se roagă împreună cu preoții. În altar sunt toți, și părintele Cucu din Libotin, și fratele Mihai și starețul Macarie, toți. Se roagă lui Dumnezeu și se împărtășesc aici în vârful unui deal, ascunși după pădurile. Acum par o familie mai mare și înțelege abia acum de ce se spune că la Rohia nu omul sfințește locul, ci invers. Mai puțin! Maică, măicuță, da. Am ajuns aici. Bine. Am fost peste tot, așa, cât am putut. Bine ați făcut. Cred că e foarte fomite. Părintele Iustinian ne așează la masă. Stăm la masă cu omul despre care mulți spun că este deja sfânt. Ore în șir ne-a dat hrană pentru suflet și acum are grijă și de trup. Da, o trică, doamne, o trică. Puftă bună, serviță. Ia, deși te pierde. Bă, doamnă. Doamne, ajută. No, care n-ați mâncat? Mai veni? Hai! Și la Rohia oamenii sunt puși la masă. Sătenii din Libotini servesc cu zâmbetul pe buze. Carne mai puțină, să ai. Carne fără carne. Ce este, dar nu mă răcă. Așa. Da. Să vă folos. Te primesc cu brațele deschise și pun pe masă nu doar mâncarea, ci și sufletul. Aici e locul în care primești hrană pentru trup, dar mai ales mâncare spirituală, un pansament pentru suflet. În nordul țării, în țara Lăpușului, în Maramureș, oamenii predau o lecție de trăire împreună cu Dumnezeu
și când te uiți în jur, vezi că și Dumnezeu e mai aproape de ei. Hristos a înviat!